Andrei Chipreanov a urcat pe podiumul de premiere la campionatul mondial de Skanderberg, competiție care s-a desfășurat la Chișinău. Sportivul rădăuțean a câștigat medalia de bronz la categoria 100 de kilograme brațul stâng, unde s-au înscris la start numai puțin de 23 de competitori. La finalul întrecerii, Andrei Chipreanov a transmis următorul mesaj: "Sunt mulțumit de rezultat, lupta a fost grea și intensă. Am luptat împotriva celor mai buni dintre cei mai buni. Mulțumesc în mod deosebit fraților Spița, Sergiu, Tudor și Ion. Pentru bogatul sprijin moral și material oferit," a spus Andrei Chipreanov. Pentru rezultatul de la Chișinău, acesta va fi premiat de sponsori cu suma de 2000 de euro.